La Buzău nu coronavirusul reprezintă acum o problemă, ci incendiile de vegetație și de pădure. După puternicul incendiu izbucnit pe raza comunei Breaza, stins după 4 zile, 18 pompieri și membri ai serviciilor voluntare se luptă încă de ieri să lichideze un alt incendiu de proporții, extins în 2 comune, Scorțoasa și Beceni. Vântul puternic, vegetația uscată abundentă și suprafața mare unde flăcările se manifestă concomitent îngreunează intervenția pompierilor. Până astăzi dimineață, flăcările afectaseră deja o suprafață de aproximativ 35 de hectare. Ieri, în cursul orei 14, s-a primit un apel de urgență ce semnala un incendiu de vegetație uscată, lăstăriși, dobărături în pădure de pin, pe raza comunei Scorțoasa. Primele forțe ajunse la fața locului au constatat că incendiul se manifestă cu ardere violentă și dezvoltare rapidă, drept pentru care s-au suplimentat forțele și au fost trimise la fața locului, inclusiv persoanele din grupa operativă a inspectoratului. Pe timpul nopții s-a reușit stoparea incendiului, în prezent fiind înregistrate mici focare. Intervenția este în desfășurare. Acesta este cel de-al doilea incendiu de pădure de mare amploare izbucnit în ultima săptămână, după cel din comuna Breaza și care a fost lichidat abia ieri. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău au stabilit că cel mai probabil focul de la Breaza, care a afectat circa 20 de hectare de pădure și vegetație uscată, a fost pus intenționat. Autoritățile locale așteaptă ca făptașul să fie prins cât mai repede, având în vedere că nu este pentru prima dată când focul a fost aprins pe dealuri în imediata apropiere a pădurii.